Aș vrea să mai discutăm și despre un alt program, programul Noua Casă, un program la fel susținut de Fondul Național de Garantare. Cum arată cifrele acum? Cifrele Știm arată... că programul a debutat în urmă Da, cu a câteva fost luni. în... Practic avem 2 luni de când am debutat. În acest moment avem 6.000 de credite acordate pe programul Noua Casă, noul program Noua Casă. Ca volum al garanțiilor sunt 713, iar ce e important, ca valoarea finanțării este 1,5 miliarde de lei. Toate statisticile, ultimele statistici ale INS-ului arată că, din contră, programul Noua Casă a impulsionat creșterea cererii de credite, da, un aspect, și a fost o scădere al prețului locuințelor de 1,8%, un lucru foarte important. Mai mult de atâta, știți foarte bine că pliindu-se pe programul Noua Casă, a fost adaptat, s-a mărit plafonul de plata TVA-ului de la 94.000 de euro la 140.000 de euro, adică toate locuințele prin Noua Casă, dar și prin alte credite ipotecare, care au până în 140.000 de euro, practic TVA-ul s-a redus de la 19% la 5%. Deci iarăși un lucru foarte bun, o măsură luată de cu Guvernul României, pe practic 14%, pe acest... Deci... Da, deci practic toate analizele și toate arată că, așa cum erau la început unii sceptici care spuneau că va crește numărul, va crește în primul rând prețul, uite că n-a crescut prețul, ba din contră au scăzut. E adevărat, nu foarte mult, 1,8, aproape 2%. Dar încă n-a intrat în vigoare, de la 1 ianuarie intră în vigoare și scăderea de TVA de la 19%. Dar practic ce a reușit să facă guvernul prin acest program Noua Casă? El nu că a impulsionat piața construcției de dezvoltare imobiliară, pentru că așa cum mai spuneam la dumneavoastră în emisiune, în 2019 dezvoltatorii imobiliari au dat spre folosire cea mai mică suprafață locuibilă din ultimii 20 de ani din România, aproape 63 de metri pătrați, ceea ce pe legea locuinței înseamnă un apartament cu 2 camere. De ce? Pentru că din 2009, din când funcționează acest program Prima Casă, actualul Noua Casă, 3 din 4 credite ipotecare erau prima casă. Deci, practic, dezvoltatorii imobiliari își creionau produsul în funcție de acest program. Odată cu creșterea plafonului și creșterea suprafeței, pentru că nu ai voie să ai mai puțin de 120 de metri pătrați, da? Adică și crește suprafața locuibilă, s-a rezolvat odată această problemă și, doi, odată cu această criză sanitară, ați observat foarte bine că avem munca de acasă, da? Avem munca de acasă, avem școală de acasă. Deci, practic, toate activitățile pe care le întreprindeam în cursul unei zile se desfășoară acasă. Exact. Deci au venit ca un, să zic, ca un răspuns a necesităților cetățenilor. Dar din tot plafonul acordat pentru acest program, câți bani efectiv practic, au mai rămas? Pentru... Plafonul de când am început era... 2,1 miliarde, atât a alocat guvernul anul acesta și s-au consumat 1,3 miliarde. Deci, practic, să zicem că maxim 500 de și miliarde de euro. Și acești bani, mă refer la cei rămași, vor fi relocați pentru anul viitor? Prin legea bugetului de stat nu se realocă, dar la anual guvernul aprobă plafoanele de garantare nume și constat, pentru că ele intră conform legii în datoria publică. Deci aceste plafoane neconsumate nu se realocă, se dau noi plafoane. Dar așa cum în ordonanța, de exemplu, pe IMM Invest, plafonul s-a mărit la 20 de miliarde, am notificat deja Comisia Europeană să accepte mărirea, că știți că a fost și o lege 73, se mărește la 30 de miliarde, deci practic anual se dau aceste plafoane prin ordonanță de urgență și care devin legi. Dar vom scădea proporțional cu cât a fost consumat anul acesta în fiecare plafoană.